Duminică, după încheierea Sfintei Liturghii, un eveniment de marcă a avut loc la catedrala din centrul orașului. Dirijorul Augustin Da Ponte a fost omagiat pentru cele 6 decenii din viață pe care și le-a dedicat pentru muzica bisericească. Preoții au vorbit lumii despre activitatea dirijorului și despre corul religios. Am gândit noi, domnul Da Ponte, și un semn frumos aici. Am spus așa, astăzi, 22 februarie 2015, cu prilejul festivității de omagiere a Domniei voastre, Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, vă oferim această icoană în semn de adânc respect și alasă prețuire pentru cele 6 decenii închinate muzicii sacre. Omagierea dirijorului Augustin Da Ponte a fost inițiată de reprezentanții Bisericii Giurgiuvene. Astăzi, domnul Da Ponte Augustin, cel care a fost vreme de mai bine de 6 decenii organizatorul și susținătorul de suflet al cântării corale în bisericile municipiului nostru, a fost omagiat în chip deosebit. A primit mulțumiri din partea noastră a clericilor, a enoriașilor din catedrală prezenți astăzi, felicitările și binecuvântarea preasfințitului părinte episcop Ambrozie, episcopul Giurgiului, a primit de asemenea distincții bisericești, dar și ale municipalității din Giurgiu. De-a lungul carierei sale, Augustin Da Ponte a activat ca membru component al corului Cântarea Dunării și ulterior ca dirijor timp de 30 de ani. Acesta a condus mai multe coruri, iar ultima sa prestație a avut loc în anul 2010 la Biserica Buna Vestire. Am făcut, cred că Dumnezeu m-a... Nu m-a plătit nimeni, nu m-a făcut nimeni, totul l-am făcut așa, că am vrut să fac și mi-a plăcut să fac pentru biserică. Că aici am cântat 140 de oameni. Vă gândiți ce însemnăm un forte, mai ales că biserica nu era ca acum. Alături de marele dirijor au fost alături zeci de persoane care l-au cunoscut și au ascultat muzica. Mi-a rămas cu o impresie deosebită respectul și grija pe care o au urmașii pentru acest om deosebit în viața culturală și religioasă a orașului nostru. În încheierea festivității, corul Harpa Dunării a susținut un mic concert de muzică corală bisericească. Evenimentul a lăsat însă și nemulțumiri din partea familiei dirijorului Augustin Da Ponte. Fiul lui acestuia, Dan Da Ponte, nu i-a fost pe plac maniera în care municipalitatea s-a implicat și a postat pe o rețea de socializare punctul său de vedere. Domnule primar, tatăl meu vă mulțumește. Niciodată nu s-a simțit mai jignit de dumneavoastră. Ce a căutat primăria asta în acest eveniment? Numai ca să fiți pomenit dumneavoastră? Încă nu este campanie electorală. În continuarea postării, fiul dirijorului insistă ca primarul să-și ia darul înapoi, aceasta fiind dorința tatălui său.